2 Timotei, capitolul 3, de la versetul 12. De altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Versetul 16, versetul la care mă opresc. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Amin. Haideți să urmăm locurile. Vă simt așa de odihniți în dimineața asta. Și liniștiți. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să ne binecuvinteze pe toți. Aș vrea să mă asigur că pe lângă vocea frumoasă a copiilor noștri micuți din camera mama și copilul să mai aude și boxa. Da. Cineva să facă ceva. Am vrea să stăm în jurul Cuvântului Dumnezeu în dimineața aceasta. Nu va fi o hrană deosebit de ușoară, ci va fi ceva mai grea. Așa mi-am propus să predicăm ceva, să predic ceva. Așa mi-a pus Dumnezeu pe inimă. Ce oamenii neglijează. Și uneori chiar și nu le place. Titlul mesajului meu din dimineața aceasta este Biserica are un Dumnezeu viu care vorbește și astăzi. Amin. Trebuie să te simți onorat că faci parte din Biserica lui Hristos. Și tu și eu am această binecuvântare să fiu convins că Dumnezeu nu ne-a abandonat, nu ne-a părăsit și că ne va vorbi și că ne vorbește și că ne-a vorbit în aceste timpuri. Frați și surori, Biblia ne spune că cerurile și pământul vor trece. Dar Cuvântul lui Dumnezeu nu va trece niciodată. Deci, în această dimineață, aș vrea să vă plimb prin Cuvântul lui Dumnezeu și să vă întăresc credința, să vă ancorați tot mai mult în Cuvântul lui Dumnezeu. Știți că au încercat comuniștii să distrugă Bibliile? Dacă astăzi s-ar ridica un partid politic deosebit de tăios și necruțător, care să dorească să distrugă Cuvântul lui Dumnezeu, și-a luat toate Bibliile care se află în orașul Udine și în Italia noastră și le-ar da foc, așa să vă spun că Cuvântul lui Dumnezeu nu ar putea fi distrus niciodată. Pentru că în mintea noastră, pentru că în viața noastră este imprimat Cuvântul lui Dumnezeu și fiecare dintre noi, dacă stăm să analizăm, să gândim, literal vorbesc, am putea să spunem ce vorbește Dumnezeu, am putea să scriem împreună atâtea cărți, atâtea lucruri frumoase care sunt scrise și pe care le-am învățat în Scriptură. Fratele Benjamin i-a spune, știi ceva? În Ioan în capitolul 1, n-am mai avea nicio Biblie pe aici. Mi-a spune, Ioan în capitolul 1 vorbește Cuvântul Domnului despre întruparea lui Iisus Hristos, întruparea Cuvântului. A venit fratele Cazan și a spune, știi, în Ioan în capitolul 2, Cuvântul Domnului ne vorbește despre prima minune pe care a făcut Iisus Hristos, nunta din Cana Galilei. A venit sora de acolo și a spune, în Ioan 3 vorbește Hristos despre nașterea din nou, Iisus și Nicodim. Celălalt ar spune, Ioan 4, vorbește despre samaritean, că celălalt în Ioan 5 ar spune, știi, vindecarea slăbănorului de 38 de ani. Ioan 6 ar spune, știi, acolo vorbește despre altceva. Ioan 7 despre pâinea vieții, Ioan 8, Ioan 9, Ioan 10, pastorul Iisus, pastorul suprem, pastorul cel bun. Ioan 11 zice, ar fi, a scrie cineva, ar spune, acolo e vorba despre
învierea lui Lazar. Doamne, ce frumoase cuvinte! Nu s-a lăsat nici fratele Toțel și a venit și ne-a citat ceva din Ioan 16, că dânsul citează pe acolo lucrarea Mângâitorului. Nu vă voi lăsa orfani, voi veni cu voi, voi trăi în voi, voi fi cu voi, vă voi binecuvânta, vă voi învăța. Frumoase cuvinte. Frații și surori, în această dimineață, haideți să răspundem la această întrebare. Cum vorbește Dumnezeu astăzi? Nouă. Cum ne vorbește Dumnezeu astăzi nouă? Da, clar, titlul este clar. Biserica are un Dumnezeu viu care vorbește. Cum vorbește Dumnezeu? Bine, spune cuvântul Domnului Matei 28, versetul 19 și versetul 20, o încurajare foarte frumoasă pentru ucenici și pentru noi. Spune, duceți-vă în toată lumea. Daniele, frate Dița, e vremea să ieșim pe stradă, faceți-vă scoadră și duceți-vă în toată lumea, da? Lumea noastră este orașul Lumine. Pentru alții lumea este India, lumea este, așa, țările musulmane. Pentru noi lumea este orașul acesta unde ne-a așezat Dumnezeu. Și spune așa, duceți-vă și faceți ucenici, Matei 28, 19 și 20, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Perfect, foarte frumos. Și versetul 20 spune, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și extraordinar vine frumoasa încurajare și spune, căci eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Cum ești cu noi, Doamne? Că uneori ceață în viața noastră, uneori confuzie în viața noastră, uneori habar n-avem cum să facem o alegere. Nu mai avem minte sănătoasă să discernem. Cum ești cu noi, Doamne? Cine dorește în ziua de astăzi ca Dumnezeu să-i vorbească? Dorește cineva ca Dumnezeu să-i vorbească? Cum vorbește Dumnezeu, frați și surori? Uitați-vă cum vorbește Dumnezeu astăzi. În primul rând, Dumnezeu vorbește prin Scriptură, cu predicatori, învățători, sau citim noi personal cuvântul Domnului. Da? Cum vorbește Dumnezeu asta? Vorbește prin vise, prin vedenii, prin prorocii, prin minuni, prin vindecări. Așa sunt darurile Duhului Sfânt. Dumnezeu vorbește prin creația sa, prin oameni. Dar nu trebuie să fie pocăit cineva ca să vorbească cu Dumnezeu. Să poate fost Dumnezeu și de colegul tău de muncă, da? Dumnezeu vorbește prin oameni, Dumnezeu vorbește prin cer, prin pământ, munți, mare, plante, animale, creația sa. Prin calamități naturale vorbește Dumnezeu, inundații, cutremure, tsunami. De ce tsunami? Spunea fratele Beniamin că îi se pun întrebări de genul ăsta. De ce uragan? De ce mor copilașii mici nevinovați? Dumnezeu vorbește prin aceste calamități naturale. Dumnezeu vorbește prin evenimente grele în familiile noastre. Moare mama și lasă 6 prunci după ea și rămâne tata fără loc de muncă, fără nimic. De ce, Doamne? Evenimentele astea deosebit de grele. De ce pierderea locului de muncă? Tu care ai atâția copii. De ce? De ce copii răzvrătiți în familia noastră? Mă, până la 12 ani citea Biblia cu mine în casă. Extraordinar. De la 12-13 ani nici vorba să mă mai asculte. De ce copii răzvrătiți? Repet. Dumnezeu vorbește prin conștiința omului. Vreau să fiți foarte atenți. Că și atei mint, mint. Când spun că nu există Dumnezeu pentru că în conștiința lor, fiecare dintre noi, în conștiința noastră, în conștiința omului, noi posedăm ceva, un sentiment, frați și surori, lăuntric, care ne spune că Dumnezeu există. Scuzați-mă, există acel sentiment al binelui și răului în interiorul, înăuntru fiecărui om. Credeți că ateii nu-l au? Credeți că ei nu știu dacă fac bine sau fac rău, că conștiința nu vorbește nici. Cine așa dat acea conștiință în om, acel sentiment puternic lăuntru? Deci Dumnezeu vorbește și prin asta, frați și surori. Ei bine, vă rog să faceți diferența. V-am întrebat cine dorește să-i vorbească Dumnezeu și astăzi. Am răspuns cu mai multe afirmații la cum vorbește Dumnezeu. Dar așa să vedem astăzi, cum direcționează Dumnezeu. Și să facem diferența. Păi una să vorbească Dumnezeu și alta să direcționeze Dumnezeu. Aici se face confuzie la Pentecostal. O mare, mare confuzie. O mare, mare greșeală. Dumnezeu vorbește și astăzi. Dar cum direcționează Dumnezeu? Frați și surori, haideți să ne uităm în cuvântul Dumnezeu. În Vechiul Legământ, da? Evrei, capitolul 1, versetul 1 și versetul 2. Să citim din Biblie. Evrei 1, versetul 1 și versetul 2. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul Său. Nu așa scrie acolo?
Deci, frați și surori, în Vechiul Legământ, Dumnezeu a vorbit și, atenție, a direcționat poporul său prin lege și prin profeți. Apoi versetul 2 vine și spune, la sfârșitul acestor zile, aia s-a terminat, la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul Său. Da? Nou legământ. Luca 16:16, îmi place foarte mult versetul acesta care spune așa, legea și prorocii, Luca 16:16, au ținut până la Ioan. De atunci încoace Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu se propovăduiește și fiecare ca să intre în ea de năvală. Deci, fraților, confuzia care se face, practic două gânduri mi-am notat. Unu, Dumnezeu vorbește, direcționează astăzi prin cuvântul Său. Și Dumnezeu vorbește și astăzi prin darurile Duhului Sfânt. Prin Duhul Său cel Sfânt. Numai că noi învățăm lucrurile. Și facem confuzie. Însă mă rog ca Dumnezeu în această dimineață să-mi dea mie lumină să vă pot explica cuvântul lui Dumnezeu și dumneavoastră să mă înțelegeți ce vreau să spun și ce vrea cuvântul Domnului să spună. Știu că nu veți fi mulți de acord cu mine. Sau cu cuvântul Domnului care îl voi cita. Dar este problema dumneavoastră. Datoria mea ca și slujitor este să predic Evanghelia lui Dumnezeu și de la bun început aș vrea să vă spun că sunt un fan, nu-i bine, spus cuvântul. Dar îmi place tare mult și îmi plac tare mult oamenii care se ancorează puternic în Cuvântul lui Dumnezeu. Îmi place tare mult oamenii care dau crezare lucrării Duhului Sfânt. Sunt unul dintre cei care apreciez oamenii aceștia. Sunt unii cei care cred. Dumnezeu uneori vorbește prin mine. Am avut câteodată inspirație să prorocesc. Am avut bucuria aceasta și știu cum funcționează. Uneori, inspirația care mi-a dat Dumnezeu nu mai pun sub formă de prorocie. O pun în predică, o pun într-un îndemn la rugăciune, o pun într-o cuvântare înaintea dumneavoastră. Fraților, primul lucru care vreau să-l împărțesc cu dumneavoastră este acesta. Dumnezeu direcționează astăzi prin cuvântul Său. E singura sursă care nu dă greș niciodată. Dumnezeu vorbește și mai mult decât atât direcționează, dă direcție prin cuvântul Său. Cine este cuvântul Său? Păi e clar, Ioan capitolul 1 ne spune că la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era, ajutați-mă dumneavoastră, Dumnezeu, oameni buni. Deci, cuvântul lui Dumnezeu nu cerneala scrisă pe paginile Sfinte Scripturi, nu foile alea e cuvântul Dumnezeu. Că dacă dumneavoastră luați o brichetă și dați foc la Biblie, Biblia arde. Nu Biblia, nu cartea aceea, nu foile, nu cerneala este cuvântul Dumnezeu, ci mesajul care este scris acolo, care nu poate să ardă niciodată. Mesajul, esența, substanța transformă mințile oamenilor, eliberează oamenii de robie, eliberează oamenii de patim, mesajul lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu este cuvântul, da? Și am citit împreună. Și cuvântul zice că s-a făcut trup și a locuit printre noi. Slăvit să fie Domnul. Cine s-a făcut trup? Hristos. Dumnezeu și-a locuit printre noi. Fraților, există pericolul să desfințăm cuvântul lui Dumnezeu. Meseriași suntem noi pentecostale la asta. Da? Maestri, așa desfințăm de numai. Dar vă spun că Iisus Hristos le spunea acum 2000 de ani învățătorilor și cărturarilor și fariseilor din vremea aceea că aveau aceleași probleme și desfințau și ei cuvântul lui Dumnezeu. Și acum vă citesc. Matei 7, de la versetul 6, Iisus a răspuns. Bine a prorocit Isaia despre voi. Stă Iisus și vorbește cu învățătorii din vremea aceea. Da? Norodul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Și versetul 7 din Matei 7 spune așa. Degeaba mă cinstesc ei dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. Nu suntem la meseriași la porunci omenești. Mă zice, câte săptămâni au făcut coptii la mine să duci la mine cuvântare? Păi mai cum ai adus-o mai repede? Că așa ne știm, duce prin Vechiul Testament, e numai, dar numai cine place nou. Și așa dăm cu piciorul în nou legământ prin sângele lui Hristos, de numai, numai Iisus știe cât suferă din cauza asta. Există pericolul să călcăm în picioare cuvântul Dumnezeu și să-L desfințăm. Și spune așa versetul 8, voi lăsați porunca lui Dumnezeu, măi predicatorilor din vremea aceea, cu 2000 de ani, lăsați cuvântul lui Dumnezeu, așa spune Biblia, da?
Și așezați și țineți datina așezată de oameni, precum spălarea ocioarelor, a paharelor, și toate lucrurile v-am spus la predica despre spălarea picioarelor, spălarea saltelelor, a paturilor și tot felul de datini de genul acesta. Și zice, călcați în picioare dreptatea, călcați în picioare mila, călcați în picioare justiția care o vrea Dumnezeu. Și așa îmi spune versetul 13, ați desfințat cuvântul lui Dumnezeu prin datina voastră și faceți multe alte lucruri de felul acesta. Și astăzi, în zilele noastre, facem același lucru. Mie jenă să întreb, că am întrebat odată, câți dintre dumneavoastră citiți 15 minute la săptămână în cuvântul Domnului? Și am văzut vreo 5-6 mâini ridicate. Mie groază. Mie groază. Dacă nu citim Cuvântul Dumnezeu, n-avem cum să primim răspunsuri la nevoile noastre, la întrebările care noi le punem lui Dumnezeu. Fraților, Biblia ne spune că adevărați ucenici, Ioan 8, 31, Biblia ne spune că adevărați ucenici sunt cei, adevărați pocăiți, adevărați penticostali, da? Da? Hai să spunem mai bine credincioși. Adevărați credincioși, ucenici sunt cei care rămân în Cuvântul lui Dumnezeu. Și a zis iudeilor care crezuseră în El, dacă rămâneți în Cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Mă, voi vă dați seama, oameni buni, ce mare onoare pentru noi să fim ucenicii lui Dumnezeu, dar numai dacă rămânem în Cuvântul Său. Lasă-mă mări cu datinile pământești, cu datinile omenești, cu tradițiile părinților, bunicilor, străbunicilor noștri. Păi zice, dacă nu-l văd pe popa ăsta vostru, pe pastorul ăsta vostru, că atunci când vine la amvon, nu se pune pe genunchi și nu se roagă, zice, nu pot, Doamne, să-l primez. Nu se poate. Zice, vă rugați numai în picioare, nu vă rugați pe genunchi. Nu se poate. Unde ai văzut ghiaste? Unde ai văzut? Dar unde nu le-ai văzut? Unde scrie în Biblie că trebuie să punem în practică aceste forme imediate de noi. Nu că nu sunt bune, sunt bune. Cum să nu fie bune? Însă când devin Dumnezeu în viața noastră, suntem praf. Și spune în continuare cuvântul Domnului, versetul 32, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face slobos. Deci Biblia ne spune că adevărați ucenici sunt cei care rămân ancorați în cuvântul lui Dumnezeu. Vrei să fii un adevărat ucenic al lui Hristos? Ancorat în cuvântul lui Dumnezeu și vei avea biruință. Dar în același timp îți mai dau o notiție, o veste tristă și vei deveni și vrăjmașul lui. Ancorează-te în cuvântul lui Dumnezeu. Vrei dușmani? N-ai bugăți. Vrei mai mulți dușmani? Foarte bine. Ancorează-te în cuvântul lui Dumnezeu, practică cuvântul lui Dumnezeu și îți vei face o mulțime de vrăjmași. La muncă, chiar și pe la biserică, îți vei face o grămadă de vrăjmași. Ioan 17:14 spune, le-am dat cuvântul tău, e rugăciunea lui Iisus. Iisus stă de vorba lui Dumnezeu și spune despre ucenici, le-am dat, Doamne, cuvântul tău și lumea i-a urât. Dar de ce i-a urât? Pentru că i-am vindecat? Pentru că oamenilor le-am dat vedere? Pentru că șchiopii au început să umble? Nu, pentru că am dat cuvântul tău. Și nu le place oamenilor cuvântul, pentru că cuvântul este adevărul. Și oamenii n-au iubit adevărul. Cuvântul este lumina și oamenii n-au iubit lumina. Oamenilor le place întunericul, le place mizeria. Când vine cuvântul, vine lumina, vine inteligența spirituală, divină. Le-am dat cuvântul tău și lumea rău, pentru că ei nu sunt din lume. După cum eu nu sunt din lume. Slăvit să fie Domnul că nu suntem din lume. Cum, frate Daniel? Că avem buletine tot. Suntem rezidenți aici la Udine, înscriși la primărie, la comune. Cum nu suntem terești? Cum nu suntem pământești? Nu suntem, fraților. Din punct de vedere spiritual, noi suntem copii al lui Dumnezeu. Suntem copiii cerului, copiii lui Dumnezeu, pentru că suntem ancorați în cuvântul lui Dumnezeu, pentru că nu ne interesează mizeria din lumea aceasta și pentru că alergăm întotdeauna cu ochii țintiți spre cer. Haideți să vedem care este rolul cuvântului lui Dumnezeu, frați și surori. Cuvântul lui Dumnezeu, Psalmul 119, versetul 105, ne spune, cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele, și o lumină pe cărarea mea. Rolul cuvântului Dumnezeu este acela de a direcționa. Vorbește cuvântul Dumnezeu, mustră cuvântul Dumnezeu, așa cum a citit acel verset din Timotei, îndeamnă cuvântul Dumnezeu, dar în mod special cuvântul Dumnezeu dă direcție. Slăvit să fie Domnul! Cuvântul tău este candelă, o lumină, un felinar, o lanternă pentru picioarele mele. Psalmul 119, versetul 100, am mai multă pricepere decât bătrânii care păzesc poruncile tale. Respectul meu pentru bătrân, că se zice că perii cărunți aduc multă înțelepciune.
Dacă un bătrân nu stă în cuvântul Dumnezeu, poate să fie alb de sus și până în jos. Că n-are nicio tine înțelepciune. Și asta o găsim în Proverbe. Că ceea ce aduce înțelepciune nu sunt pericăloși, ci este cuvântul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Am mai multă pricepere decât bătrânii. De ce? Pentru că păzesc poruncile tale. 2 Timotei, capitolul 4, versetul 1 la versetul 5. Pavel, marele păstor, bătrân păstor, îi cere tânărului păstor Timotei să cârmuiască cu responsabilitate. Și spune așa, te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Iisus Hristos, care are să judece vii și morții, și pentru arătarea și împărăția sa. Vă rog să fiți atenți aici. Stă Pavel de vorbă cu Timotei și spune, fii atent aici, Timotei. Martor între noi este Dumnezeu. Dar nu-ți spun basme, nu-ți spun povești, nu-ți spun poezii. Între noi treaba e foarte serioasă. Între noi martor este Dumnezeu. Ascultă ce trebuie să faci când stai în fața bisericii. Ce trebuie să faci? Propovăduiește cuvântul. Auziți altceva? Stă-ne asupra lui latin, nelatin, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Nici pe zodia să nu înțeleg cum trebuie să mustri cu toată blândețea. Atunci când mustri, mustri. Dar mă rog. Asta ne-o cere și asta încercăm să facem. Versetul 3 zice, căci va veni vremea când oamenii, a venit vremea, nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă. Păi cum să sufere învățătura sănătoasă? Cum să le spui că cuvântul Dumnezeu direcționează? Când ei dau telefoane pe aici, pe dincolo, îmi apar o grămadă de prorocii pe telefon. Dom'le, mă crucesc când văd. Una prorocea că Las Vegas va fi distrus, că nu știu ce, că sus, că jos. O mizerie ce se întâmplă în lumea aceasta tehnologică. Și pe spațiul acesta virtual. Va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci vor gândi la urechile sau de lucruri plăcute și își vor da învățătorul după poftele lor. Telefoane, domnule, învățătorul după poftele lor. Telefonul, dar înainte să ajungă pachetul. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite, dar spune cuvântul lor, tu fii treaz, și asta gândile, nu place. Cum să vorbești așa direct, așa clar? Tu fii treaz, Timotei, toate lucrurile. Tu rabdă, tu fă lucrul evanghelist, tu împlinește-ți bine slujba, tu predică cuvântul. Lasă, Domnule, pe alții să alege după păsărele, lasă să alege după tot felul de miracole, după tot felul de lucruri extraordinare care impresionează. Da! Tu predică cuvântul lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute pe fiecare să înțelegem cuvântul acesta. Deci, fraților, cuvântul are loc de direcționare, are loc de a lumina în momente de confuzie. Ascultați-mă ce vă spun. Cuvântul lui Dumnezeu luminează și nu creează confuzie, nu bagă în ceață pe nimeni. Ca și slujitor, sigur că mai sunt oameni care vin, vorbesc cu mine la biserică și câte unul spune, măi, cineva mi-a spus o vedenie, zice, dar m-a băgat în ceață din numai nu. Și nu mai înțeleg nimic. Am cerut bisericii. Și cer în continuare și cred că există oarecare maturitate în mijlocul dumneavoastră să discutați cu păstorul bisericii atunci când începeți slujirea prin diverse, nu știu, vedeni, vise, prorocii. Haideți să muncim împreună pentru că se învață, toate lucrurile se învață, să lucrezi, să înveți, să lucrezi cu darurile care ți le dă Dumnezeu. Că altfel iese urât, da? Dumnezeu nu bagă în ceață pe nimeni, da? Cuvântul lui Dumnezeu este cel care direcționează, care aduce lumină, da? Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, spune Evrei, capitolul 4, versetul 12. Mai tăietău decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încăieturile și mântuva, judecă simțurile și gândurile inimii. Și versetul 16 le spune, curaj, oameni buni! Apropiați-vă de acest cuvânt al lui Dumnezeu ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Evrei 4, 12. Cuvântul are rol de direcționare, cuvântul are rol de a lumina. Acesta e rolul cuvântului lui Dumnezeu. Puneți mâna pe carte, puneți mâna pe Biblie, citiți-o în fiecare zi. Căutați răspunsul în cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului are rol de a naște credința. Nu să naște credință pe baza unei experiențe personale, fără cuvântul lui Dumnezeu. Roman 10 cu 17 spune, astfel credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin chiacherate, prin cuvântul lui Dumnezeu, prin asta vine credința.
Cuvântul produce naștere din nou, ne spune 1 Petru, capitolul 1, versetul 23. Fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi. Oameni buni, ceea ce ne-a născut pe noi din nou este Cuvântul lui Dumnezeu. Da? Prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în viață. Mereu va rămâne Cuvântul lui Dumnezeu. Totul se va sfârși, dar Cuvântul care este Dumnezeu niciodată nu se va sfârși. Aș vrea să vă spun că atunci când avem un pasaj biblic pe care nu-l înțelegem, mie, un frate de aici, un frățior de aici, mi-a arătat câteva versete și, într-adevăr, într-o evanghelie, anumite versete se contraziceau cu o altă evanghelie. N-am văzut. Dar, nu știu, traducerea a fi fost greșită. Nu cred într-un Dumnezeu care se contrazice. Cuvântul Domnului nu se contrazice. Pentru că Cuvântul Domnului trebuie înțeles cum, fraților. Uitați-vă la 2 Petru, capitolul 1, versetul 20. Atunci când avem un pasaj biblic pe care nu-l înțelegem, trebuie să apelăm la alte pasaje biblice ca să-l înțelegem. Fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. Știți acel verset, acel pasaj biblic care spune dacă nu urăște cineva pe tata și pe mama, nu-i vrednic de mine. Păi dacă scoți versetul acela și te uiți la el, ce zici? Mă uite cum mă împinge la ură Cuvântul Domnului. Dar Hristos este ură. Hristos este dragoste. Ia plimbă-te puțin prin Scriptură și vezi cum vorbește Dumnezeu. Cum rezolvă Dumnezeu această problemă. Eu mi-am notat aici câteva, două exemple, practic, cu niște pasaje care nu le înțelegem. Dacă le citim la prima fază. Uitați-vă în 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 34. Doamnelor, surorilor, vis-a-vis de voi acest pasaj. Cum înțelegeți cuvântul acesta? Femeile zice, da? Așa scrie în Biblie, da? Nu poți să citești altceva dacă așa scrie, așa scrie. Zice, femeile să tacă în adunări. M-aș fi tare bucurat să fi scris acolo, să tacă acasă, în familie. Femeile zice, să tacă în adunări. Căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele, ci să fie supuse, cum zice și legea. Acum, cum să înțeleg? Pentru că uitați-vă, în Galateni, capitolul 3, versetul 28, proiectează, măi, Pavel scrie ce am citit, femeile să tacă, doar tale scrie, bisericii din Corint. Uite ce spune în Galateni 3, cu 28, tot Pavel, măi, Pavel, tu ori te duci pe o linie, ori te duci pe altă linie. Deci nu poți să mergi și pe stângă și pe dreapta, da? Nu mai este nici iudeu, spune Pavel celor din Galateni, din Galatia, nu mai este nici un iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nu mai este nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească înaintea Dumnezeu, da? Și nici parte femeiască. Păi mă, tu una zici și alta faci. Păi nu mai este nici parte bărbătească, spui, nu mai este nici parte femeiască, fiindcă toți suntem una în Hristos. Deci, automat, versetul din 34 din 1 Corinteni 14 se contrazice cu Galateni. Proiectează în Coloseni 3 cu 11. Aici zice, nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici bărbat, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul în toți. Pavel, dragi. Am ori să tacă, ori să nu tacă. Uitați-vă la Efeseni 2 cu 14, un alt verset care îl contrazice pe Corinteni. Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul. Și a surpat zidul de la mijloc care despărțea. Fraților, revenim la 1 Corinteni 14 cu 34. Noi versetul acesta, din 1 Corinteni 14 cu 34, femeile să tacă în adunări, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvânt în ele, ci să fie supuse, cum zice și legea. Ăsta nu poate fi luat din context. Scos afară. De-aia citește versetul înainte, 33. Hai să citim versetul 33. Ce spune versetul 33? Căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduierii, ci al păcii ca în toate bisericile sfinților. Deci care era problema că apare versetul 34? Problema, știți care era, frați și surori? Problema era că nu exista supunere în autoritatea lăsată de Dumnezeu. 1 Corinteni 11, versetul 2 și versetul 3. Să
Răspundem tot prin cuvântul Domnului la această nedumerire. Vă laud, spune Pavel, că în toate privințile vă aduceți aminte de mine și că țineți învățăturile în tocmai cum vi le-am dat. Și versetul 3 spune, dar vreau să știți, păi stai puțin, Pavel, vă laud că țineți toate învățăturile în tocmai cum vi le-am dat. Și următorul verset zice, dar vreau să știți, sublinează, că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Dar de ce? De ce această afirmație? De ce acest verset? Adică vă laud și după aia semnul întrebării, semnul exclamării, dar vreau să știți, atenție, opriți-vă, e ceva ce nu funcționează în biserică. Ce nu funcționează în biserică? Deci versetul din Corinteni, frații mei, nu este vorba despre să tacă în adunări, să nu citească Biblia, să nu îmbărbăteze, să nu zică o poezie. Nu este vorba despre să nu se roage femeia în adunare, să nu cânte, să nu prorocească, că avem pe Fivii, diaconița din Roman 16:1. Dar aici este vorba despre ordinea autorității și responsabilității lăsate de Dumnezeu. Când Pavel spune, femeia să tacă în adunare, asta înseamnă să nu se ridice deasupra bărbatului, deasupra oamenilor ordinați, chemați de Dumnezeu, cu vocații, pentru că la început a fost făcut bărbatul și apoi femeia. Și dacă nu-ți convine, vorbește cu Dumnezeu. Am citit un articol într-o zi că era un african, el a zicat, care zice că vorbește la telefon cu Dumnezeu. Ați văzut și un articolul ăla. Incredibil, domnule. Ce ghebam eu să fac cu omul ăsta? Vorbește cu Dumnezeu la telefon. Surorilor, vă recomand să vorbiți cu Dumnezeu. De ce Dumnezeu a așezat mai întâi bărbatul și apoi femeia? Vorbiți cu ea. De ce a creat mai întâi bărbatul? Nu știu. Sunt de acord cu surorile în comitet. Când toți bărbații au fi plecați la război. N-a mai fi nici măcar așa de 12 ani. Nimic, nu. Atunci faceți comitet, faceți biserică, faceți voi cum vreți. Dar până atunci stăm în cuvântul Dumnezeu care ne spune, da, următorul exemplu care îl iau, da, unul, asta e tare, tare, asta e tare de tot. 1 Timotei 2:15. Aici vreau să fiți atenți pentru că o să vreți răspuns la versetul acesta. Spune așa, totuși, ea va fi mântuită prin nașterea de fii. Astăzi vreau să vă spun, fraților, că noi trebuie să ne ancorăm în cuvântul Dumnezeu. Și data viitoare am să vă încep o serie de predici despre darurile Duhului Sfânt, despre slujba pe care o face Duhul Sfânt între noi, felul cum lucrează Mânghietorul, felul cum lucrează Paracletos, felul cum lucrează Dumnezeu. Iubesc, frate Benjamin Prorocia, iubesc oamenii care se dedică, iubesc oamenii care au vedenie, iubesc oamenii în care Dumnezeu a investit, promovezi lucrările acestea, dar atenție că e multă falsitate. Nu vă căsătoriți după proroci. Nu vă schimbați țara, nu sunați, schimbați locul de muncă, să mă duc, să nu mă duc. Fraților, nu vă aruncați în groapă, da, de unul singur. Uitați-vă în cuvântul lui Dumnezeu. Cel care poate să direcționeze este cuvântul Dumnezeu. Nu faceți confuzia pe care o fac majoritatea pentecostalilor. Compară prorocii Vechiului Testament cu prorocii Noului Testament. Nu există așa ceva. A existat profetul Natan, a existat profetul Samuel, Maleachi, Osea, a existat profetul Isaia, Ieremia, Ezechiel, oameni buni, oamenii aceștia aveau rol de direcționare, pentru că nu era cuvântul lui Dumnezeu cum îl avem noi astăzi. În momentul pe care noi îl trăim de la Hristos încoace, prorocii nu direcționează, Dumnezeu să-i binecuvinteze, pe păstori, păstorii nu direcționează, nu vă puneți încrederea în ei, cel ce direcționează este cuvântul lui Dumnezeu, ei poate să vorbească sub inspirație, poate să greșească sub inspirație, de aceea vă spun, nu vă căsătoriți, nu luați decizii în urma telefonul sau numai prorocilor care se fac. Nu le luați. Nu că nu există. Există. Sunt ok. Sunt adevărate multe dintre ele. Dar prea multă falsitate ca să te poți direcționa după asta. Da? Ancorează-te în cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi, cel ce direcționează este cuvântul lui Dumnezeu. Legea și profeții au fost până la Învățătorul că El a anunțat venirea lui Mesia. Uite, vine cuvântul. Se întruchipează. El vă va direcționa. Avem 66 de cărți în Sfânta Scriptură. Dacă vrei să găsești cuvântul, nu fura Ioane. Îl găsesc. Îți găsesc pasajul biblic care spune despre nu a fura. Dacă vrei pasajul care spune nu fuma Ioane. Nu hoții sau oricare altceva. Găsești în Sfânta Scriptură. Doar să iei versetul sau să găsești pasajul acela care vorbește despre robii, vorbește despre patii, vorbește despre viții. Dumnezeu să ne ferească, fraților, de lucruri de genul acesta. M-am uitat în jurul meu, mai ales în zilele noastre, și am văzut atâția oameni căzuți, nenorociți, atâția oameni care au falimentat pentru că
au ales să fie direcționați de proroci. Da? Ei sunt oameni lui Dumnezeu, dar uitați-vă în Noul Testament, în Corinteni 14, veți găsi acea frumoasă, acel frumos verset care spune că ei nu direcționează, ei învață, ei da, ne mustră, că Dumnezeu vorbește prin ei, cum vorbește prin păstor, vorbește și prin ei, însă nu ne dau direcția aia finală, direcția aceea ne dă Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvânteze, fraților! Bun, nu tare este amin, dar este problema voastră. Eu îmi fac treaba și mă duc mai departe. Al doilea exemplu care vreau să îl luăm cu privire la acest verset, 1 Timotei 2 cu 15. Totuși ea va fi mântuită prin naștere de fii, dacă stă recurs smerenie în credință, în dragoste și sfințenie. Nu e așa că avem multă confuzie aici. Nu e așa că avem multă confuzie. Domne, de ani de zile, de mii de ani, ne batem pe versetul acesta. Domne, cum ajungem în cer? Dar acum, cum ajungem în cer? Ajungem în cer prin credința în Hristos, prin jertfa lui Iisus Hristos, sau ajungem în cer prin naștere de fii? Doamnelor, cum ajungeți în cer? În primul rând, versetul 15 nu poate fi luat fără context. Nu se poate. Fără context de acolo, fără versetul 14, fără versetul 15. Versetul 15 contrazice o mulțime de versete care ne arată că mântuirea o avem prin... Ajutați-mă! Credința în Iisus. Deci versetul 15, în primul rând, contrazice Efeseni 2 cu 8, care spune prin har și credință suntem mântuiți. Și asta nu vine de la noi, ci este darul lui Dumnezeu. În primul rând, acest verset contrazice zeci, sute de versete din Noul Testament care ne vorbesc despre mântuirea prin Iisus Hristos și prin sângele Său. Ce cosa? Că nu-mi torna. Cum să înțeleg versetul acesta? Trebuie să mă folosesc de alte versete ca să înțeleg versetul acesta. În al doilea rând, versetul 15 nu poate fi luat, așa cum a spus, fără versetul 13 și 14. Nu poate fi scos din context. Versetul 13, sunt proiectant. 1 Timotei 2 cu 13. Întâi a fost întocmit Adam și apoi Eva. Ce treabă are versetul acesta cu versetul 15? Versetul 14. Și nu Adam a fost amăgit, ci femeia fiind amăgită s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. Parcă începem să ne luminăm. Deci mai întâi a fost făcut Adam, apoi Eva. Apoi imediat, versetul 14 ne vorbește despre o cădere. Despre o vinovăție. Ci că Eva s-a făcut vinovată de cădere. Principalul vinovat și Adam. Vinovat și el. Și apoi versetul 15 vine imediat, totuși ea va fi mântuită prin naștere de fii, dacă stăre cu smerenie în credință, în dragoste și în sfințire. Fraților, cuvântul vorbește în contextul căderii. Atenție! În contextul vinovăției, în contextul pedepsei, cu toate, ascultați-mă, așa să-l interpretați, cu toate că prin tine, Eva, omenirea a căzut în păcat. Asta spune versetul 13 și versetul 14. Cu toate că prin tine omenirea a căzut în păcat, totuși eu, Dumnezeu, nu voi opri înmulțirea rasei umane pe pământ. Pentru că prin femeie se nasc copii. De aceea, de acest lucru, pentru că te-ai făcut vinovată, eu nu-ți opresc, nu-ți închid pântecele. De aceea, spune cuvântul Domnului, de acest lucru ești iertată, ești salvată, ești promovată. Așa trebuie înțeles cuvântul acesta. Acum, ce ar trebui să fac eu, Dumnezeu, după căderea ta? Ar trebui să te pedepsesc și cea mai mare pedeapsă pentru o femeie, mai ales la început era să fie închise pântecele. Acum ar trebui să nu mai poți naște deloc. Ei, de acesta ar trebui... De această pedeapsă, eu am să te salvez, am să te mântuiesc de această pedeapsă și tu vei continua să naști și să înmulțești rasa umană și pântecele tale vor fi deschise pentru mulțire. Altfel interpretat versetul acesta, contrazice Biblia, toată Biblia, tot Noul Testament. Asta este o variantă. Uitați-vă la a doua variantă, interpretarea aceasta îmi place tare mult. Asta nu de mult am împărtășit-o. Cu toate că prin tine, Eva, a căzut omenirea în păcat. Totuși nu voi opri mulțirea rasei umane pe pământ. Și vine frumosul. Dar într-o zi, din femeie se va naște Mesia, care va salva întreaga lume. Vei fi mântuit.
biruită de păcatul și căderea ta și de vinovăția ta, dar într-o zi prin tine, neoprind pântecele tale, într-o zi se va naște Mesia, care va mântui toată lumea, care va naște din nou toată lumea. Bineînțeles, cei care vor să se nască din nou. Fraților, așa cum a spus, Dumnezeu ne vorbește prin cuvântul Său și ne direcționează prin cuvânt. Dacă aveți neînțelegeri, dacă aveți nedumeriți, stați de vorbă cu slujitorii Domnului, cu învățătorul. Nu ne direcționează bunica, bunicul, nu ne direcționează societatea, ne direcționează cuvântul lui Dumnezeu. Orice predică a fratelui Daniel, băgați-o prin filtrul Noului Testament. Ascultați-mă ce vă spun. Nu-mi dați crezare pe ochi frumoși, pe ceea ce spun, pe faptul că îmi ridic vocea și strig înaintea voastră. Nu dați crezare. Treceți cuvintele care le auziți, predicile mele prin filtrul Noului Testament și dacă nu potrivește, spuneți-mi, stăm de vorbă. Toate vederile care le aveți în timpul nopții, treceți-le prin filtrul cuvântului Dumnezeu. Toate prorociile ce le aveți, treceți-le prin filtrul Noului Testament. Toate cântările ce le auziți, treceți-le prin filtrul Noului Testament. Că altfel ajungem să ne prăpădim de tot și cu totul lui. Doamne, vorbește-ne prin Duhul Tău ce sunt în mintea noastră, în inima noastră și să avem povață cuvântul Tău, să avem lumină cuvântul Tău, să fie o candelă pentru noi cuvântul Tău. Se fac două mari greșeli, fraților. Deci a spus Dumnezeu vorbește prin cuvânt și direcționează prin cuvânt și doi, Dumnezeu vorbește prin Duhul Sfânt și prin manifestările darurilor în biserică și data viitoare vorbim despre asta. Se fac două mari greșeli. Prima greșeală este asta. Dumnezeu vorbește prin Scriptură și gata, greșeală mare, gata cu profeții, gata cu vedenile, gata cu inspirațiile, gata cu tot. Și asta am o special baptiștii. Dumnezeu vorbește prin Scriptură, basta, nimic altceva. Asta e mare greșeală. Și a doua mare greșeală, Dumnezeu vorbește prin proroci, fără să mai ținem cont de Scriptură. Dumnezeu ne vorbește prin vedenii, schimbăm țara, plecăm, venim, biserica, auzi, unii, au fost alți care mi-au spus așa, măi, mie mi-au fost... Am avut lucrare, zice că Doamna aia o să fie nevastă. Tot am umblat pe lângă ea, pe acolo, pe acasă, pe la biserică, pe la ei, zice, tot îi zâmbeam frumos. Într-o zi au căsămărită fata. Zice așa, la învățătură am luat din numai, numai. Alții, zice așa, ce așa îți vorbește Domnul la câte unul, ce am să te înalți, am să te fac mare, stai lângă Dumnezeu. Gata, Doamne, din ziua asta vrea să fie diacon, presbite, păstor și face biserică, rupe biserică. Oameni buni, să rămânem în cuvântul Dumnezeu care ne dă lumină, care ne dă pace, nu ne bagă în ceață, nu ne bagă în confuzie niciodată. Că așa spune cuvântul Domnului, cuvântul lui Dumnezeu ne întărește, slăvit să fie. Amin. Amin.